Gata, i-am dat drumul, fraților, am luat plasturile, suntem 160 pe live, mulțumesc frumos, i-am dat drumul, vreau să-i dau rapid, într-o oră vreau să le trimit pe toate, dacă e posibil. Hai să vedem, fraților, haide! Bun! Și avem Franța! Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de FIFA Ultimate Team. Chiar dacă Team of the Season so far, cel mai important event FIFA din punctul meu de vedere s-a terminat, noi o să continuăm cu contentul și o să facem pecon în fiecare luni, deci pecon în fiecare luni, de fapt despre asta e vorba și în episodul de astăzi. O să avem pecuri și joi, vineri, weekend, dar mai pe legere, așa, un gol, 3 gol, 2, poate ne distrăm chiar cu echipa României, nu știu dacă weekendul ăsta, dar o să o facem, pentru că am făcut și anul trecut, de ce să nu o facem, de ce să nu aplicăm și anul ăsta. O să revenim la drafturi pe live. Și da, poate jucăm ceva tot așa pe mișto cu băieții, cu abonații, neapărat Warzone. N-am mai jucat Warzone de o perioadă, deci vreau să ne distrăm mai mult la o perioadă încărcată, perioada asta cu Team of the Season, de peste 3000 de pack-uri și sute de garantate. O să fac ușor, ușor un clip, cum am făcut și anul trecut de altfel, cu tot ce am prins. Nu am prins mare lucru, dar asta e. Asta nu înseamnă că se termine FIFA. Băieții mai aruncă în joc câteva event. Chiar acum avem un event Summer Heat. Încearcă să mai stoarcă și ei pe final niște resurse și nu e greșit. La urmă urme e un business. Eu continui să repet treaba asta. E o afacere, fraților, la urmă urme. Și e normal să încaseze. Nu, e absolut logic. Dacă n-ar încasa, s-ar duce în faliment, s-ar duce în cap. Deci da, continuăm cu și anume content. O să joc și în septembrie, dar mai pe legereală, cum spuneam. Am lăsat la începutul clipului un mix sneak peek, dar asta doar pentru cei care au ratat live-ul de sâmbătă. Am deschis undeva 7, 8, 10 pick-uri garantat și am prins un super jucător pe contul meu, așa că o să lăs clipul total, ăla întregul, la final pentru cine a ratat live-ul și pentru cine e interesat. Ia uite, frate, că s-a dus și în break screen. Bun, fraților, până la Summer Heat, până la clipul de final, până una alta, hai să deschidem pack-uri, am pregătit deja pack-urile, dar, nu uitați de butonașe, știți voi, like, share, subscribe, mai ridicăm puțin canalul ăsta, Aduriz, fraților, Aduriz, un jucător care, mă rog, 3 cu 4, high, medium, nu recomand să-l faceți, știu să-l folosiți neapărat sau poate ca super sub, 66 acolo la stamina, el ăsta arată bine, dar 66 la stamina cu 70 agility, 66 balance, nu e ce trebuie, însă eu îl fac, recomandarea mea să-l faceți, nu să-l jucați, să-l faceți ca viitoare investiție, investiție într-un viitor investit, vă arăt imediat, pentru că cerințele sunt extrem, haide! Sunt extrem de mici și folosesc practic resurse untradeable pe care le aveți la club. Eu asta am și făcut. L-am folosit pe ăsta untradeable, am folosit până 2 jucători de 84, pentru că mă trage foarte tare în jos combinația. Până și Ndidi l-am recuperat de pe aplicație Recover Player. Apropo de asta, la Recover Player tot timpul să aveți un loc 2 disponibile, pentru că nu se știe când o să prindeți un jucător high rated, da? Eu mai am încă 3 locuri și de asta am recuperat un jucător de 84, dacă nu, nu o făceam, discard. Las 2-3 locuri acolo să fie, dacă vine un 89, dacă vine un jucător important, ăla e dublură, ce face? Dai discard, nu poți să-l mai recuperezi. Așa că da, 84 cu 70 pentru un jucător, l-am sumit, toți jucătorii antrenii, bă, ce aveam acolo pe la club, pentru jucător de 96, da, 96 pe care îl trimit la club. Cum vine un SBC șmicăr, poate îl facem chiar pe Moura, cum îl aruncăm în joc. Ia uite ce frumos are și într-un 96. Drăguț, el n-arată foarte, foarte rău, dar acolo cu agility, balance, stamina, nu cred că poți să-l joci. Poate așa pe final, nu te obzie să-l bagi puțin, nu știu, îi dai un boost acolo pe viteză, nici nu știu. Dar recomandarea mea e, dacă aveți resurse untradeable, chiar și un Team of the Season de ăsta de 90-91, luați, fraților, și-l faceți, îl băgați într-un SBC, vă ajută foarte mult, vă trage foarte mult o combinație în jos, nu știu, o cerință de 88-89. Și da, hai să deschidem pack-urile. Am zis că țin intro-ul ăsta scurt, cât avem? Doar 12 pack-uri. Nu avem multe pack-uri. Pack-uri produse, marque match-ups, squad battles, evident, ceva bonus și ceva de la leech, ca să fie, să nu fie doar 5-6-8 pack-uri acolo. Să avem mai multe. Și hai să dăm în ele, fraților. Hai să vedem ce și cum. Haide! Și... E, la bine, ce pretenții am la un pack gold? Eu tot aștept de la pe... De ce? Multe le dau submit de pe aplicație, pentru că zic, băi, spec-uri mici, ce naiba, nu le țin eu acum pe clip. Dar tot aștept, pentru că văd la diferit să... Ok, la diferit să... Mai la YouTuber, ce drept, că nu am văzut. Dar la băieți,
că prind, frate, din astea de 5.000, 7.500, au prins chiar și Icon din pack de 5.000. Și chiar eu aștept să văd, băi, să văd și eu, de fapt nu, 7.500 au prins Icon, din 5.000 au prins jucători gen Ronaldo, cu poze, cu tot, da, Ronaldo, Neymar, mă rog, Gold, Messi, Gold, dar e ok, adică, na, cine deranjează, un jucător Gold, un 93-94 dintr-un pack de 5.000, Doamne ajută, nu, prins ăla de 100.000, de 125.000, sunt două mizerie, de 83, dacă ți-o dă și pe aia, 83-84, dar prins la astea mici, că na, vorba aia, Electronic Arts. Da, nu avem nici măcar bord, o să dau skip la astea. Proms, tradable, e ok, resurse. Așteptăm SBC-uri, chiar sunt curios cu nou event. Arată interesant, grafica chiar e ok. Bă, fraților, și la asta se pricep. Na, mă, frate. Știu să vândă marfa, la asta șapo, jos pălărie, bine, nu am, că m-am făcut așa beculeț. Bine, sunt beculeț de vreo 20 de ani. Așa mă port, ras în cap. Dar ideea care e, se pricep, frate, se pricep foarte, foarte bine. Mă. Deci, când vine vorba de design, de cum prezintă jocul, nu au rival. Mă. Deci, oricât mi-aș dori eu să vină Pro Evolution Soccer, mi-aș dori să vină cineva din spate să le faci competiție, știți? Competiția e sănătoasă pentru consumator, dar nu au, frate, nu. Poate, poate peste câțiva ani, poate în viitor, momentan, momentan sunt numărul 1 și cu asta basta. Adică ne mai supărăm noi, ne mai luăm de ei, nu ne place că n-au avut content, nu ne place că nu avem servere și e de înțeles, frustrările pe care le avem sunt absolut justificate. Dar adevărul e că e cel mai bun joc de FIFA, frate, și de asta continuăm, chiar dacă supărați și nervoși și frustrați, să-l jucăm an de an și știți cum e, se întâmplă și anul ăsta, bă, să-mi bag picioarele. Nu mai au FIFA 21, luați FIFA 21, cum o să-mi iau și eu, vă spun eu garantat, pentru că an de an e aceeași problemă. Bine, e adevărat că anul ăsta a fost cel mai modest din punctul meu de vedere, n-a spune cel mai slab, pentru că n-aș vrea să jicnesc sau ceva, dar cel mai, de fapt, na, cel mai slab. Deci nu e nicio jicnire, frate. S-au aglomerat serverele și de aici și delay-ul, contentul foarte slab, da, se poate mai bine. Sper eu că la anul o să avem, mă rog, un alt joc, deși bilanțul financiar e pozitiv. Și când o să întâlnească băieții la birou, bă, cum a mers anul ăsta, știi? Mă gândesc că și-au o masă mare acolo, cum a mers? Bă, șeful, a mers bine, uite câți bani a făcut, mai mult ca oricând. Dar contentul mai praf ca oricând. Bine, contentul mai praf, dar am încasat, bă, foarte bine. Suntem în top, cele mai mari încăsări ever. A, păi înseamnă că jocul e bun. Da, șeful, dar unii latră. Unde latră? Păi latră pe YouTube, latră, ne trimit mesaje, pă, s-au săturat. Bă, s-au săturat, dar treaba merge, business-ul e în floare. De ce să schimbăm dacă facem bani? Eu zic în spirit de glumă, dar evident că nu se întâmplă chiar așa. Exagerez și eu acum, pentru că sunt prost. Dar, dar oarecare logică în ce zic eu este. Dacă business-ul merge în floritor, înseamnă că e ok, nu-i așa? Înseamnă că e nou, ok. Bun, rămâne de văzut. Mai lipsește puțin, nu mai avem decât 2-3, bine, în septembrie sunt 3 luni practic. Deci, ok, nici măcar bord, o să dau skip. Ar fi bine să luăm un knockout, măcar un knockout. Un 86, un amăr de 86, chiar ar fi bine. Pentru că nici pack-urile nu au fost fantastice. Dar, na, asta e, pack opening luni, indiferent ce pack-uri avem. Mai stăm la o vorbă, mai au Caterinca, mai zice moșul o nebuneală de-a lui. Ăsta cred că e de la obiective în 3 de bădea, să lăs eu aproape de final, în cazul în care prind vreo dublu. Cred că o să deschid eu ultimul, pentru restul cred că sunt 3 de bădea. Da, n-ai ba să le deschid pe toate, dăm discard. Ok, oh, primul board, aia zic, și ia să vedem dacă avem knockout, nu avem, e board, fii măcar un 84, 85, right middle, oh, e 84, Nabri, e ok, era mai ok dacă prindeam când era timpul de season. Dar e bine și așa. Resurse la club, 84, tradable. Ok, era o problemă, că era 3. Ok. Germania 2. Germania 2, nu cred. Aia 400, da, pentru 400 nu bat capul. Nu știu de ce am zis că e Germania 1. Sunt câțiva side acolo, extrem, extrem de scumpi. Bun, avem un pack de 25, 45. Ăsta e de 30. Ăsta cred că e de 20. 30, cred că e de 20 ăsta, nu? Deci 12, cred că e de 20. A, mai puțin important, nu avem nici măcar bord. Contează mai puțin decât e, dacă nu e bord. Hai să vedem, fraților. Haide. E tradable, asta e ok. Resurse. Eu aștept un SBC important. Dacă nu iese, probabil că o să mă arunc pe Moura. O să investesc tot ce am resurse în Moura. Să fac oarecum moca, dacă pot spune așa. Și
Bine, e de la Black, frate. Ne-au omorât anul ăsta cu ăștia. Ne ia și plăcerea animației. Poate să spune ceva în spate. Ia să vedem. Măcar un bord de 84-85. Hai că s-a ascuns dacă e. E și Andrei de bără. Perfect. GG. De mare win. Îl avem pe Ache. Te salut, Ache. Mario, pe ăsta l-am salvat. Luis. Feija. L-am salvat și pe ăsta. Ginei. Da. Am salvat. De ne-am răcorit. Ok. Încă 3 pack. Deci pack de 30.000. Nici nu știu. Hai mă, în tine dau Jumbo Premium. Ăsta e Moca. Măcar ăsta Moca. Hai, dă-mi un... Iară de asta Black, nu? Nu e Black, mă. Efectiv nu avem Gold Rare. Cum am avut 26 cu... Na, ceva îmi scapă la pack-ul ăsta, frate. Nu e Jumbo de 26 cu Rare. A, ne-a dat Rare. Stai, ce scuze. Uite acum mă luam iară de ei. Băi și moșule, și tu exagerezi. Ți-a dat Rare. Ți-a dat contract. Vrei jucător Rare? Ești prost. Oh, Shadow. E win, gata. Deci am salvat life-ul ăsta. E mare win, frate. Life, hai că life, dacă de life-uri am făcut. Am salvat episodul. Avem walkout. Sau mă rog, un Shadow care e la nivel de walkout. Manchester. Mă să păstrez Manchester. Nu cred că o să folosesc. Da, să fie acolo. Ia să văd dacă reușesc să salvez pe ăsta. Nu mai bat capul cu ăștia lanți. Bun, Shadow. E win. Și încă două pack-uri. Un pack de 25.000 și unul de 45.000. Hai să vedem electronic. Arți și avem cel puțin board. Hai, poate vine și walkout-ul. Hai că walkout dacă e. E un simplu board din Uruguay. Și... Bun. Bine. Nu e walkout, dar e bun. Jimenez de 85. E unul. Asta oare e pack cumva de la... De unde am pack-ul ăsta? Nici nu știu, frate. De la Squad Battle sau la Marque Matchups. E bun. E ok. Squad Battle sau Marque Matchups. Trimitem sus. Și ultimul pack, un pack de 45.000. Hai, electronicați, acum pe final. Înainte să bag clipul ăla. Cel puțin board. Cu super jucătorul pe care l-am prins. Și anume sâmbătă. Da, terminăm fără walkout, dar nu-i problemă. Mă gândeam așa că poate revin băieții la drop rate. Hai că au revenit dacă e. Luis Alberto de 84. Aveam 2 jucători de 84 și 85. E ok, frate, resurse. Și avem totuși un walkout, nu? L-avem pe ăla de 96. 2 de 84. Chiar. E ok. Care costă nimic în perioada asta. Bă, nu chiar nimic. 6.000. 6.000 aici, 6.000 acolo. Probabil 90.000 pe Nabli. A făcut un 20.000, 30.000. E ok, frate. Păi, nu e. Dar să zicem. Ok, fraților, cam atâta pentru episodul de azi. Bag imediat outro clipul ăla, mă rog, întreg, un sneak peek l-am băgat la început și acum clipul întreg cu ce am prins sâmbătă. Da. Pe respect. Frate, i-am dat drumul, fraților, am luat plasturile, suntem 160 pe live, mulțumesc frumos. I-am dat drumul. Vreau să-i dau rapid. Într-o oră vreau să le trimit pe toate, dacă e posibil. Hai să vedem, fraților. Haide. Bun. Și avem Franța. Striker. Nu, bine, nu cred cu aia, bine, dar pe contul meu, nu cred cu aia, nu pot să țip că e târziu. Nu cred cu aia, mi l-a dat pe Benedet cu aia. Nu cred, n-ai cum, frate. Bă, nu cred. Bă, nu cred așa ceva cu aia, nu cred așa ceva cu aia. Nu cred, frate, bă, ce m-am uit ultima perioadă, frate, și strângeam bani, n-aveam bani, vreau să-l cumpăr, ce bine am început, Benedict Team of the Season, frate, nu pot să cred, era bine Franța, am zis să nu fie, nu mă așteptam la Benzema. Aveți cuvântul meu de onoare, nu mă așteptam, așteptam la Benzema. Bă, nu mă așteptam, mă așteptam la Benzema, frate.